Nu mă enervez foarte rău pe doamna asta, cum o cheamă, Pora. Adică am tratat-o așa, la modul simpatic, adică hai că nu mai, asta cu nesimțirea nu prea. Duduia, Pora, ia ziceți doar Duduie, că mai am foarte puțin să mă enervez și vă iau așa, mai direct. Am încercat să fiu simpatic, să văd dacă vă simțiți. Nu vă simțiți. Nu e nicio problemă. Atunci trecem la următorul, la next level, cum ar veni. De unde câștigați noastră, doamnă, bani? De unde? Am auzit pe unul astăzi, băsea îngrozitor, zice, era de la Calea Europeană. Calea Europeană? Ce Calea Europeană, mă? Calea Europeană? Unde câștigă ea bani de la Calea Europeană? Adică, aia, expert forum, îl vine ea cu dinții afară, sunt expertul anticorupție. De unde câștigă ea bani? De unde produc ei bani? Răspuns, nu produc niciun ban, ok. Și de unde au ei bani atunci dacă nu produc? Deci, doamna Pora, hai pe bune, vă întreb acum așa, mai apăsat. Trecem și la următorul nivel, dacă trebuie. Tot de retorică, nu vă simțiți amenințat acum ca blănosul fricos Turcescu. De tremura blana pe el. Deci, doamnă, de unde câștigați noastră bani? Hai pe bune, poate ne răspundeți și nouă. Dacă nu, o să întrebăm mai apăsat. E bine că vă faceți că n-auziți, că poate trece. Am înțeles. Sunteți băsistă, aplicați tactica băsistă. Nu trece. Credeți-mă că nu trece. Deci o să mă țin de dumneavoastră până răspundeți. Și credeți-mă, pot să mă țin... Deci am o tenacitate la așa ceva. Da. Aș fi vrut să mă uit la mine pe Facebook să vă citesc ceva, dar nu se poate. Adică... Ia, i-am dat. Enter. Să gândește, deci nu. Ok.